Stimați telespectatori, bine v-am găsit! Dacă ne-am uitat vreodată în Sfânta Evanghelie, am văzut scris un cuvânt extraordinar de simplu și frumos. Dacă am avea credință cât un sâmbure de muștar, am spune muntelui acestuia, mută-te și se aruncă mare și așa ar fi. Deci iată un mod de măsurare a credinței. Noi știm, tot după cuvântul Scripturii, în termen scurt, credința mută munții. Dacă ne gândim la experiența apostolului Petru, care se afla într-o zi la Poarta Frumoasă și acolo fiind un cerșetor trântit jos care cerea de pomană, putem vedea cum credința este un act și o putere și un act prin care omul poate vindeca și face bine celuilalt dacă credința este pe măsură. Și apostolul Petru îi spune: nu am ce să-ți dau, nu am bani, nu am aur, nu am argint, dar în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să te faci sănătos. Și s-a sculat îndată ologul și mergea ca și cum n-ar fi fost bolnav vreodată. Deci iată un mod de măsurare a puterii dreptei credințe. De ce am amintit în emisiunea de astăzi această problemă? Pentru că din ce în ce mai des vedem atât în mass media scrisă sau în mass media vizuală, pe sticlă, pe ecran, cum spunem noi, că se fac tot timpul tot felul de sondaje care vin și ne arată nou următorul lucru. Lumea mai are încredere în Dumnezeu 50% sau lumea mai are încredere în Dumnezeu 60% sau 70% sau 80% sau 50%. Mă rog, ce le dă lor acolo în eșantionul în care verifică și fac respectivul training de verificare a opiniei publice legat de această problemă. Fraților, credința nu se măsoară nici în procente, credința nu se măsoară nici în număr, nici în oameni, nici în numărul de biserici, nici în numărul de școli teologice, nici în numărul de preoți, nici în numărul de credincioși, nici în numărul de cărți sau biblioteci ortodoxe. Credința se măsoară în har și harisme. În clipa în care credința este vie și face minuni și noi suntem vii și credincioși. În momentul în care noi am ajuns să-L înjosim și să-L întristăm pe Dumnezeu cu păcatele noastre, indiferent de ce factură ar fi, nu punem accent de a ieși și de a epata cu anumite forme de păcate, ci și faptul că te îndoiești, și faptul că ți este lene, și faptul că nu te rogi, și faptul că nu te închini, și faptul că nu mergi la biserică, și faptul că nu pomenești un mort, că n-ai grijă de un repausat, că nu-i faci curățenie la mormânt, că nu-i cureți, nu-i dai crucea cu vopsea sau nu-i faci o colivă, toate sunt acte ale credinței și fac parte din monumentala forță a tradiției bisericii care se hrănește din Sfânta Scriptură și se adăpostește la sânul Sfintei Scripturi, arătând cum au lucrat înaintașii noștri dreapta credință. De aceea și Apostolul Pavel spune: fiule Timotei, ține dreptarul credinței sănătoase, urmează predania înaintașilor tăi, urmează-le viața, vedeți cum și-au încheiat viața și cum și-au păzit și și-au lucrat credința și fiți asemenea lor. Deci în momentul când vrem să măsurăm credința, o măsurăm în numărul de făcători de minuni, în numărul de vindecători de bolnavi, în numărul de văzători cu Duhul, în numărul de oameni smeriți, în numărul de oameni evlavioși, în numărul de mame bune, în numărul de familii cinstite. Credința nu se măsoară în eșantioane în care cineva spune da sau ba. Acelea sunt simple speculații sociologice, sunt simple păreri similare sau nesimilare, care nu reflectă puterea de lucrare a lui Dumnezeu în om. Cu cât omul este mai aproape de Dumnezeu, Dumnezeu este mai aproape de inima omului și minunea este mai autentică, mai vizibilă, mai deasă și mai ușor de trăit și de înfăptuit.